Ora 17, sunt Ioana Constantin. Începe a treia oră de Politica Zilei. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Discutăm despre ultimele sondaje, nu doar de la Capitală, ci și de la europarlamentare. Doar 7% despart Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei de Coaliția PSD și PNL la europarlamentare. O să discutăm însă și despre acest circ bine organizat de la Capitală, atacuri suburbane ale unora dintre candidați. Nicușor Dan, în continuare, în majoritatea sondajelor este pe primul loc, însă sunt sondaje care arată o diferență foarte mare între Piedone și restul candidaților. Sigur, primăria lui Piedone e un fel de afacere de familie și de partid, pentru că am văzut ce contracte se dau acolo. O să discutăm imediat cu liderul USR, Cătălin Drulă. Tot ora aceasta discutăm și despre inflație, prețurile ridicate la alimente, dar și despre numărul caselor din România unde nu există curent electric. Sunt aproape 4500 de copii în România care locuiesc în case fără electricitate. Și mai târziu în emisiune o să vedeți cum DNA consideră prea blândă pedeapsa de 3 ani cu suspendare pentru socrii lui Cătălin Cherecheș. Vă aduceți aminte celebrele platouri de prăjituri cu care doreau să mituiască o judecătoare? Nu erau simple platouri, ci conțineau mită pentru judecătoare. Începem! Pentru începutul orei, invitatul meu și al dumneavoastră este Cătălin Drulă, președintele USR, Dreapta Unită. Bun găsit, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, Ioana Constantin! Mă întrebam sau ne întrebam dacă ai semnal, pentru că am aflat de la domnul Grindeanu că voi useriștii cărați urși prin păduri și m-am gândit să nu fi cumva prin vreo pădure cărând urși ca domnul Grindeanu să nu poată construi autostrăzi. Da, am ieșit un pic din zona asta, acum trecem pe lupi, mistreți, dar cred că despre asta putem să vorbim la emisiunea colegilor Săi Bună România, că acolo e mai mult despre... și o parte de amuzament față de hazul de necaz, față de politica de zi cu zi. Ce să spun, domnul Grindeanu, un om care nu e stare să livreze proiectele de infrastructură pe care le-am pus în PNRR. Și știți foarte bine că PSD-iști au obiceiul ăsta, când dau de propria neputință și când nu mai pot să acopere dimensiunea dezastrului în administrație sau în guvernare, încep să se războiască cu opoziția și pe aia care i-au ajutat și le-au lăsat bani, că i-am lăsat 300 de milioane de euro pentru proiectul cu pricina de la Verdeva și Lugoi și 3 miliarde pentru A7. Ce să zic, când devine că l-am pus la muncă, că i-am lăsat proiectul scris, banii, licitații și tot ce trebuie. Asta e PSD-ul, dar asta știm. Da, oricum, asta e nivelul dezbaterii în această campanie electorală, am văzut și la Capitală. Până acolo însă avem un sondaj pentru europarlamentare, Atlas Intel, în care PSD și PNL, coaliția care se aștepta să facă cel puțin 50 și ceva la sută, are puțin peste 31%, urmată de Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei cu 24% și AUR aproape la 20%. Cum vedeți voi acest sondaj, plecând și de la motivul pentru care i s-au constituit o coaliție anti-extremism care va lua peste 50% pentru stabilitate? Pe mine nu mă surprinde deloc, pentru că mergem în țară în aceste zile. Din ultimele 8 zile, 7 am fost într-unul din județele României, fie din Oltenia, fie din Ardeal, Banat, săptămâna viitoare suntem în Moldova și discutăm cu oamenii de acolo, cu oameni simpli, cu oameni de afaceri, cu oameni pe stradă, și respingerea acestei guvernări PSD galben roșu, că de fapt asta e furia oamenilor foarte mare, că au fost păcăliți, că li s-a spus, veniți la vot, votați-mă pe mine, Iohannis, votați partidul meu, PNL-ul, ca să scăpăm de PSD, și acum s-au trezit cu același lucru, ba mai mult, cu acest plan de a guverna 10 ani ca să nu mai există democrație în România. Și este o respingere foarte mare la nivelul populației și în același timp oamenii ne încurajează. Ne sprijină, ne spun că e foarte bine că am făcut alianța Dreapta Unită, că am strâns forțele care se opun PSD-ismului pe partea dreaptă, că România are o nevoie de o alternativă la stânga comasată PSD-PNL și le cer să nu renunțăm și să nu cedăm. Ori când văd cifrele astea, pe mine nu mă surprind, pentru că toată povestea asta, cumva că românii ar merge așa, colonați, ca hipnotizați, să susțină pe Ciolacu și pe Ciucă, care n-au adus decât scumpiri,
sărăcie, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, împrumuturi peste împrumuturi. Unde se duce acel 1 miliard de lei pe zi, 200 de miliarde de lei pe an? Unde se duc banii ăștia? Pentru că la apărare, dar nu se duc. Că acolo am văzut că anul trecut că doar 1,6% din PIB, nu ne-am atins ținta. Deși marele Klaus Iohannis vrea să meargă la NATO, noi nici măcar nu cheltuim cei 2%. Pentru oameni, în proiecte de infrastructură, vedem că nu merg, că sunt blocate. Iar Grindeanu începe cu explicații de Stan și Bran, cascadorii râsului, că care useriștii urși în păduri. De altfel, el de la UG13 cu Dragnea, atunci îi spuneau că plătește Soros manifestanții și câinii din Piața Victoriei. E vocea disperării care se aude la PSD și la PNL. La Grindeanu e o problemă suplimentară. E acolo la Timiș, o să ia bătaie și la Timișoara candidatul lor al PSD-ului Nicolae Robu și la județ, unde îl pun pe domnul Freddy Simonis, vestitul interimar de la Camera Deputaților, unde o să candideze Alin Nica din partea Alianței Dreapta Unită. Și mă vreau să spun ceva, Ioana Constantin. Te rog. Să nu se lase oamenii păcăliți de candidații PNL. Un vot pentru PNL la aceste alegeri, un vot pentru PSD. Ei încearcă să mai păcălească prin anumite locuri, dar de fapt există un singur partid acum, de-aia e lista comasată și este Tudor, Securare și Bogdan pe toate panourile. Uite, dau un exemplu, e un domn Coteț care candidează de la PNL la Pitești. Păi ăsta este iepurele PSD acolo, au mai făcut odată această schemă unde candidează colegul meu Ionuț Moșteanu din partea Alianței Dreapta Unită și eu le spun piteștenilor care vor o alternativă la PSD și o sătura să le conducă PSD orașul, să-l voteze cu încredere pe Ionuț Moșteanu, să nu se mai lase păcălit acum 3 ani, când tot așa dădeau niște sondaje false și de fapt de câteva mii de voturi Ionuț Moșteanu n-a câștigat atunci. De data asta o să câștige candidați de ăștia tipul Coteț de la Pitești, tipurile PNL. PNL Arceș, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu este stâlp în cadrul acestei coaliții unde sau nu mai e ce diferență. Deci votăm anti-PSD, luăm toate buletinele de vot, că e important ca oamenii să le arate nota de plată pentru guvernare. Sunt 5 buletine de vot. Noi am făcut Dreapta Unită și la locale, ca oamenii să ne găsească și acolo, deși am avut un timp extrem de strâns cu toate ordonantele de urgență al lui Ciolacu, care a mutat alegerile. Nu ne-am lăsat intimidați nici de blocajul de la BEC și mergem înainte știind că avem pe român de partea noastră. Da, Cătălin, legat de sondaje, pentru că este un joc al sondajelor și e un joc al candidaturilor, apropo de iepuri, cum spuneai și în alte locuri ale țării, la București. Avem această candidatură a lui Piedone, despre care inițial s-a discutat mult că s-ar putea să se retragă, însă pare foarte hotărât în candidatura sa, o campanie la periferia politicii și la nivelul limbajului, dar și la nivelul acțiunilor de campanie. Totuși, Nicușor în unele sondaje, Nicușor Dan apare ca favorit în altele. E o diferență foarte mare între Piedone și Nicușor Dan, Cârstoiu și alți candidați de la capitală. Cum vedeți lupta asta de la capitală? Pentru că ea e foarte importantă pentru votul național, dar mai ales pentru cursa către Cotroceni. Dă un anumit semnal votul de la București. Absolut. Și sunt convins, pentru că eu știu că Bucureștiul votează împotriva PSD și Bucureștiul votează dreapta în anii cheie electorali. Odată la 10 ani am avut 2004, 2014, 2024. E momentul ca toată țara să se ridice împotriva PSD-ismului și a coaliților lor. Există o singură variantă pe buletinul de vot la București pentru primar general, o variantă care ne duce înainte către un oraș modern. Acela este Nicușor Dan, un om care a asanat bugetul acestui oraș, care a tăiat accesul mafilor în primărie, i-a decuplat de la companiile, cu sprijinul USR, companiile municipale create de Gabriela Firea, care drenau bugetul public, a intrat în subteranele orașului să schimbe țevile, a cumpărat mijloace de transport, că știți, era discuția acum vreo 4 ani, spuneau mulți și aveau dreptate. Dom'le, eu mi-aș lăsa mașina acasă, dar să existe un transport în comun civilizat. E bine, 300 de mijloace de transport, noi autobuze, troleibuze, tramvaie, benzi unice, câștigi timp pe anumite relații, e bandă unică de autobuz de la Piața Presei Libere, la Parcul de Triumf și în alte zone ale orașului și va continua această politică de modernizare a orașului, să-l ducem către vest, nu unde vor unii cu candidați de ăștia tip iar Maroc,
ca piedone, sau modelul medic șpăgar, cum am mai văzut cu Sorin Oprescu. Nu mai avem timp de experimente. Nu ne mai trebuie nici Vanghele, nici Sorin Oprescu sau soțiile lor moderne din prezent. Mergem înainte cu un om care a făcut ceva în viața lui, cu mintea la el, matematician, organizat. În general, ideea este să mergem înainte cu oameni care au făcut ceva în business, care au făcut școală la vremea ei, care au ceva pe care să stea solid, nu cu deștea cu bacalaureatul la 35 de ani ca Fiolacu. E cum spune Nicușor, e și despre principii votul ăsta. Pe finalul discuției, exact, Cătălin Drulă, că aminteai de taxe și de inflație, dom'le, taxa asta pe boală de 3 ori a umblat la ordonanță, eu am mai zis, nici în triburile alea nedescoperite, nu cred că se gândește cineva să ceară ceva suplimentar de la bolnave. S-a gândit guvernul ăsta. Și acum au inventat bolile obișnuite. Nenorocirea e că nici nu se poate ataca prin Parlament la CCR, trebuie tot doamna Weber, dacă o vrea să atace, probabil, dacă nu, rămâne oricum taxa asta la boli obișnuite. Da, singurii bolnavi, dar în altă parte, sunt cei care gândesc așa ceva. Cum să pui taxă pe boală, transformând orice român în suspect de serviciu pentru că are o afecțiune și e nevoie să-și ia concedii medicale? Sunt unii care abuzează de concedii medicale, păi lucrează acolo, la cei care le dau, adică asta este stilul PSD-ului. Toată lumea e evazionistă, toată lumea, pentru că îi fură, văd același lucru și în jur. Pe toți românii îi văd drept potențiali infractori, pentru că ei știu, numai despre asta știu că e vorba. Nu așa se construiește o țară modernă. Iar faptul că o schimbă de 3 ori, nu știu, mă gândeam așa la săracul domnul Mihai Constantin, parcă îl cheamă, purtătorul de cuvânt al guvernului, că da, se ia soată la 2 zile să explice ce cod de boală s-a mai băgat. Asta arată cât îi duce capul și cât sunt în stare la guvernare. Tocmai de asta avem nevoie de o guvernare de dreapta, de oameni care se gândească înainte niște măsuri și care se gândească în primul rând la cetățeni și la firme ca parteneri. Pentru că ei contribuie cu taxele și impozitele, nu unii de pare pe care să-i mulci de bani cum îi prins ca să alimentezi portbagajele de partid. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Cătălin.